Accidentul rutier s-a produs luni după amiază pe șoseaua de centura municipiului Rădăuți. Șoferul unui camion încărcat cu lemn de foc a pierdut controlul direcției, iar autovehiculul a părăsit partea carosabilă și s-a răsturnat în șanțul de pe marginea drumului. Pompierii militari de la detașamentul Rădăuți au intervenit cu auto specială de descarcerare și ambulanță SMURD, iar în sprijin a intervenit și un echipaj de la Serviciul de Ambulanță Județean Suceava. În autovehicul se aflau două persoane, șoferul și tatăl său. Tânărul le-a declarat anchetatorilor că a pierdut controlul direcției după ce una dintre anvelope ar fi explodat în mers. Cele două persoane erau conștiente și cooperante. Au fost monitorizate medical la locul accidentului și ulterior au refuzat transportul la o unitate medicală pentru investigații suplimentare.